Băieții pregătesc ceva de mâncare, o parte dintre ei sunt la bucătărie, iar Mihai, Vlad și Roberto erau în dormitorul băieților. Aveau un scenariu, o piesă de teatru, nu știu ce este aceea și de ce o repetă. Dacă i-a pus stafful să facă ceva pentru fete, habar n-am prins faza, dacă știți voi despre ce este vorba, vă aștept în comentarii era un dialog între doi prieteni, spunea unul dintre ei că ar vrea să îi spună fetei pe care o place că ar vrea să fie mai mult decât prieteni. Îi se sugera să îi dea un mesaj, dacă este rușine, el a spus că după o să considere că este laș. O o chestie care Mihai a spus că e foarte tare, e bombă materialul acela și după a continuat Mihai în dialogul cu Roberto. Să fie vorba oare să meargă mâine la fete înainte de petrecere sau în timpul petrecerii să fac această scenetă. M-au făcut tare curioși băieții așa că dacă știți ceva vă rog să-mi spuneți.